Domnilor, după cum vedeți, pornim încolo către țările, adică către țările, ce facem? Stați așa că ne orientăm greșit. Spre unele zone planificat de mine în somn noaptea. Botu, pățiții, veverița pe miau, unii pățu. Nu, e acolo, e la loc de cinste. Și am plecat, mâncava și Dumnezeu, după ce am alimentat în pompă rezervorul plin, uitați-vă, au toate acurile jos, neau. Du-te cu pâța la vaci, pune pâța pe vacă și ambrii iba, după altă vacă și miau. Înțelegi? Nu mi-e să mulge vacă, să bem lapte. Lapte de vacă este? Domnilor, suntem într-o zonă, mâncava și Dumnezeu să vi-l mâncă, are tatăl ochelari. Hau, suntem într-o zonă crepusculară, unde vacile ni țângălesc. Auziți? Păți-am o selfie cu vacile. Bă, du-te, fă selfie cu vacile. Vaca bălțată. Vaca românească. Ia uitați-o. Roiță. Dorină. Nu stă lângă mine, fugie mie. Fuge de mine, vacile! Fuge de mine, vacile! Răiță! Lăptăriile muște. Mândreță! Dă-i la pâță. Ei, câte sunt. Culege la pâță, văd. Uite câte păi sunt. Încă nu sunt mari. Păi nu, dar nici sunt multe. Să văd ce ai găsit. Locul ăsta, botule. Mamă, ce tare. Da. Au. Ia uitați, pentru grătar. Venim, ni, mândreță, bere la rece. A? Ai lăsat-o acasă? Da. Mâncam slănină, mâncava așa. Golă! Nu era problemă. Hai să merem. Au! Dăm drumul la figuri, neaurile, țiții.
de ce, mamă, mi-ai dat viață? Au, dacă eu nu îți dau speranță, Doamne, când eu nu îți dau speranță. Aici era să cad eu pentru libertate, slavă pentru România, aici, oameni. Dominezo! Yes! Hai să ne facem o poză! Hai, da! Hai aici! Hai, Marnela, pune pe poză! Cu domnul Nelson! Hai, fă-mi ia colonelă iconă! Ești din față! Na, țiți! E bun? E bine, s-a făcut? Hai să vedem! Să mă rog, dar nici n-ai ecran. Păi e și poza! Nici n-ai ecran. Cu telefonul așa pe comandă. Nu am făcut acum, bă, tu! Hai aici! Domnul Ebrană i-a zăpășit pe cutiile astea. Da, vă cred! Spre bine sau spre rău? Și spre bine și spre rău. Mersi! Ceau! Serus! Ceau, ceau! Să vă distrați în carieră! Mersi, mersi! Să faci un video, te rog, de la Podeni! Da, da! Thank you.
seacă do. Seacă, Doamne, Dumnezeu mă. Dar să crească ea, bă, bă, ea mă. Tăiat-o până iarbă pe aici. Puți! Oh. Puți! În șanț. Hai, bă! Hai că te freacă! Hai, bă, că te freacă! Acolo ania, pe aici o luat-o, ia pe aici. Nici ce spins acolo, hai, da! Ce faină era! Dar tot am sunt spina ce-am plâns mă. Tot am sunt spina ce-am plâns mă. Tot am sunt spina ce-am plâns. Da, tot am plâns și m-am oftat, mă. Da, tot am plâns și m-am oftat și în grea boală m-am băgat. Și-n grea boală m-a băgat, mă. Bună, doamnă! Unde era unitatea militară? Unitatea militară? Păi da, da, numai aici în carieră când s-o lucra. Da. Aici din jos, de... Era acolo cum intri în carieră din jos. Da? Da, da, păi s-o... Desfințat acum când s-o lucra, când s-o exploata piatră, pe timpul lui Ceaușescu a fost. Când era soldat. Când e... Da, că nici de ea nu mai sunt acum, nu se mai face da, armată. Da, și de ținut s-o lucrat? Nu, 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 nu. Ați venit să vizitați cariera? Am venit să văd că eu aici am făcut armata mai de mult. Ați făcut armata? Da, da. E, chiar cum intri acolo, dar sunt mașina de Cluj. De unde sunteți dumneavoastră? Da? Da.
Și ați fost detașat aici, da, pe da, câteva, da, câtva timp. Da. Aici chiar eu mintri din jos de... Uh-huh. Acolo era, dar s-au desfințat tot, mai este numai mazea zi asta. Nu, acolo ce mai este în fața aici. Și vin în toată vara. Păi unde, și... dormeau, unde dormeau soldații? S-au stricat și bărăcile acelea. S-au stricat? Da, s-au stricat, da. S-au desfințat și bărăcile. Ați venit să vizitați? Am venit, da, da, mă. Dar eu de am făcut unde sunteți dumneavoastră? Din Mănășturi, din Cluj. Oh, din Mănășturi, acolo și eu am copii. Dar da? Tu, numai singur sau cu copii? Cu cine? Soția. A, cu doamna? Da, cu soția. Bună ziua. Da, doamnă. Deci vin aici să viziteze turiști? Mai vin, vin, da, să viziteze, sigur. Ce da, să viziteze? Cariera. Nu mai uită la cariera, acolo, acolo, acolo s-o tăia piatră, da, exploatează piatră acolo. Aha. După pandemia asta, cred că de-aia nu... Nu, dar cu mașina se poate urca, se poate. Cum să nu, da, vreți să vă duceți până acolo? Da. Dar și pe jos puteți, lăsați da, aici, haideți aici. Da? Vreți să mai stați? Da, da, da. Des. Ales, vecinul meu, ce-i baie? Ați pățit ceva? Bună, tata Nelson! Serus, serus! Auzi, îl lucră aici, doamna? Da, ea e de aici. Măi, dar lucră aici, au zis că... Pă, nu mă împic, domnul lasă-mi! Domnul youtuber, Nelson, mă... Au zis că lucră aici, că-i paznic. Da, da, bine, da, el e vecinul meu, Ales, da, da! Nu, nici amul nu te cred. Păi, dar nu mă credeți, că dar și soțul... Nici amul nu te cred. Și eu... 15. Extra. Pe de ce n-ai zis că te aducem pe tine în sus? Dacă vrei mai dăm o tură. Unde? Pe aici. Dar nu, cu, da? E greu cu mașina să merg, ha? Tu ce faci pe aici, mă? Dar au zis că numai pe asta n-ai, numai grop asta. Cu Blanca. Lasă-mă să vorbesc, doamnă. Păi eu ești vecinii mei și mă mir. Nu te cred, nu te cred că ești vecină. Uleu, pe ce arate el. Nu te cred că ești vecină. Aici. Alex. Da, domnul. Dar auzi, a zis că nu mai este nimic mai încolo. Hai că vă duc eu la o plimbare pe jos dacă vrei, să vă arăt zona. Păi dar și eu duceam. Nu, nu, că mai înainte ai zis că n-am voie. Păi cum, domnule, n-am. Hai, tata Nelson, că te duc eu. Dar n-am venit cu dumneavoastră. Stai, nu m-am pic să o parchez aici. Hai. Stai așa. Pe cine te rog? Mândreță. Păi ce-ați venit? Hai că vă arăt eu podeniu. Hai, da. Dumnezeu! Lasă-o, tata. Da, da, da. Păi da, vă vede directorul. Eu nu te cred, eu nu te cred că lucre aici. Degeaba atât îmi spui. Degeaba. Nelson, într-adevăr, doamna aici e, trebuie să păzească în caz. Da? Da. Bun, și unde? N-ai o armă, n-ai un scut, n-ai o din aia. Domnule, vrei să iau pistolul să te împiști? Îi glumează, doamna. Deci, domnilor, după cum vedeți, îs grele treburile. Le-o dărâmate alea unde dormeau soldați, unde unitatea aia. Din păcate nu prea se mai găsesc. A fost aici un profesor care a scris vreo 6 cărți numai despre acest sat. Dar de aici, din cariera Podensei... Oh, de domnul Rusu trăia. Da, domnul Rusu trăia. Așa? Da, dar aici se extrage din, de mai bine de 2000. Dar când a scris cartea? Acum în ultimii ani de viață. Da? Da. Mare lucru că nu o pomeni de mine în păi cartea aia. Așa e? Mare lucru că nu o pomeni. Erați vecin, domnul Nelson. Da? Extraordinar și nu o pomeni de mine în cartea aia. Foarte aici nervos. Aici spun că de la Podens a extras și s-a făcut inclusiv Palatul Parlamentului din București, Julius Mol de la Timișoara, Podul Margareta din Bulgaria, adică s-au luat, extraordinar, foarte, multe, s-au luat foarte multe elemente și decorative. Da? Da, Casa Radio din București. Păcat că e, no, mai... Da, piatra e foarte frumoasă, adică da, Ceaușescu a ales-o... Bun, și acum de când nu se mai lucrează aici? De când nu se mai extrage? Se extrage acum niște oameni. Se extrage în toată vara, domnule. Da, în toată vara. Da? Și mai puțin cât au domeniu, știți? Deci tot se extrage. Piatra e valoroasă, adică un metru cu poate ajunge până la 1000 de euro metru cu. Da? Da. Așa valoroasă-i? E calca, cred că de aia l-a și ales Ceaușescu, adică... Aha. Aici e casa poporului construită. Îți dai seama, uite aici, au vrut să mă aducă... Băi, oameni, mă, alo, să ne... Aici au vrut să mă aducă să dau cu picamărul. Aici au vrut să mă aducă să dau cu picamărul, tata, șpagă! Rău, făcea! Dușman, ca să-i atragă!
Înțelegeți? Înțelegem! Aș fugita să vă pui pe YouTube. Doamne, mă, veci! E, sunteți nemaipomeniți de șmecheri. Vecina e foarte glumeață. Da, da. Tata Nelson știe. Bine, pe mine nu mă poate combina. Îi recunoști pe alo, să ne înțelegem. Și aici îs... Aici se vede turda, acolo în depărtare. Aha. Uite, avem munțe trăsteului. Acolo este secuiul lui. Îi zice piatra, noi munțe trăsteului, ziceam. Uite, acolo. Da? Colții trăsteului vecină. Da. Aha. De acolo se poate vedea Rimetea, adică e fix peisajul de la Rimetea. Era frumos. Noi suntem pe un fel de, o să zic, acolo e Rimetea, aici e Podenca, într-o oglindă, pe partea cealaltă a muntelui. Era frumos aici. Hai la vară. Când am venit eu, când am venit. În weekend noi suntem aici. Păi vă zis că aici a făcut armata, domnule. Da, 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 da. Aici am făcut armata. Am avut da. Și te așteptăm militară. Când vrei, vii și urcăm până în vârful muntelui. În 88. Exact, da, da. Super. În 89, în, a fost revoluția, în 22 decembrie. A început din 7. E frumos aici că e și aproape de Turda, adică, no, e mai... Da. Nu e chiar în vârful muntelui, să spun. Da, da, a tropit la ei la poartă când a venit. Hau! Hau! Ce să vă mai arăt? Pe aici, cam asta e cariera. Deci asta e cariera și mi-au spus că unitatea a fost mai în jos. Da, acolo se vede șaiudul, dacă... A, cred că vi l-a arătat vecina. Era acolo. Da, e frumos, e frumos. Venim în weekend, ca la o... E frumos, vezi? Dar fii atent, aici tăți bunță ăștia-s numai piatră. Da, pentru că aici au fost mare pe vremuri, acum milioane de ani. Du-te! Nu știu, serios, aici pe tot Ardealul. Extraordinar! Marea Panonică. Da, deci dacă ne uităm aici o să vă arăt exact locul. Am găsit scoici. Da, da? Scoici sedimentate. Nu cred! Serios, și mercișori, nu mai știu exact pe unde. Băi, e capul meu! Mercișori de așa mici de mare, de când a fost marea? Îi plin de scoici, de... Și dumneata spui că n-au voie aici numai rușii și italienii. Nu, stați puțin. Piatra cu scoici, dacă doriți să... Așa? Place, place, piatra. La noi nu este cu scoici. Acolo sunt la italianul. Acolo unde da? Da. Deci aici a fost da, mare, bă. Marea Panonică. Fină, mai altfel. Care s-a retras treptat spre vest. Extraordinar. Străinătatea da. Acum mai tare să exploate asta. Da, românul nu știe să aprecieze. Bă, oameni, vă dați seama, mă. Da. Vă dați seama. Și bine zice ăștia la televizor că da. Acum vine înapoi aici pustiu Sahara. Așa e. Aici ne-a rămas neterminat. Avem blocul ăsta, ne-a rămas neterminat cu și o treabă. A trăsnit în transformator și n-am mai avut lumina. Doamne, e fer, bine că nu a fost nimeni pe aici. Tot așteptăm să-l aducă, să înceapă și nu mai... Bine că n-ai fost aici, vecină. Bine că nu a fost nimeni pe aici. A fost ei muncitorii, a fost muncitorii. Okay. Doamne, ajută! Uite, copacul nu a crescut în piatră. Dar să vezi deci... acolo braz crescut din piatră. A? Numai jos, acolo. Jos, arăt. Da? Liana, tu... Nu pe aici, trebuie să mergem. Ori pe acolo, ori da. Pe unde vecină mai aproape. Pe aici. Măi, da, și pe aici puteți. Hai, colo-mi pe aici, așa. Vreți să ieșiți la mașină? Vă deși să ieșiți. Ce vreți să mai filmați? Spuneți dumneavoastră. Eu nu lumea. Eu arăt la lume pentru da. Oamenii care nu-și cunoște țara. A, da, da, da. Uitați. Da, mai uitați-vă și aici, uitați. Oamenii de... care nu-și cunoște no, țara. Care merge în vizită să viziteze. Glim în cava, aș dumneavoastră. Doamne! No, uite aici ce hău, să spun. Și toate dealurile astea sunt numai piatră. Aha. Vezi, Liana. No, uitați aici. Hai să nu pchice veverița. Hai să nu pchice veverița. Vezi, mă? Îți dai seama aici era. Da. Și înseamnă că unde e apă era civilizație. Cam așa. Ce tata geografie? Știi, e bine. Ai copiii de la școală, iau, iau. Fain de tot. Deci înseamnă că unde e apă era civilizație. Păi, bine da. Zice ăștia că... Ce-a tata Iulian că sunteți șmecher? Da? Da, da.
tata-i șmecher, zicea Iulian. Păi cum? Spunea domnul Iulian, e un băiat de nota 10, aveți un băiat foarte bun. Da. Decent, mi-a plăcut de el, la toată lumea le-a plăcut de el. E un băiat foarte cunșetat, deci vorbește. Dar voi stați în Cluj, nu? Nu, sunt, în stăm în Alba, Iulia. A, în Alba? Venim în Alba, la casa străbunicilor. Da? Străbunici. Păi, domnule, tu grădina aici, dar tu stăm noi. Eu m-am speriat când i-am văzut. Nu mă aiu de la Cluj așa face. Păi suntem vecini cu mine. Suntem, că noi din zona Clujului ne tragem. Da? Mei, am doi copii în mănăstur. Să vă trăiască. Pe Maria și pe Ioana și... Chiar, cred că și Ioana au văzut pe Iulian. Mă, uite, mamei de la Cluj. L-au văzut. Da. Da. Bun. Pe aici se coboară? Nu. Aici iasă niște poze faine. Da. Pe jos la locurile alea enorme, zici că ești în Palatul Parlamentului. Da? Da. E coborât greu? Nu. Nu, ușor. Hai, Liana. O marionetă cu un politician lipsește și suntem ca un selfie acolo, ca lumea, da, ca da. În Parlament. Vezi, mă, a noștri nu știe ca să valorifice. Da, nu se știe promova. Vin străinii, cumpără, e, duce de aici, înțelegi? Și rămânem, eu că banii aia se duc. Da, înțelegi? Mamă, dai mole pământul, zici că să nu ne afundăm în casă. Nu, n-ai cum. Eu ce să vă spun, românul nu știe, dar chiar după Revoluție, aici toate pământurile astea erau lucrate de oamenii satului. Cum au trecut? Bine, era pământ, cam pământ, așa este. Da. Cum a trecut Revoluția, au venit italienii, spaniolii, nu știu care, și-au cumpărat toate pământurile și-au început pe aici să exploateze, nu știu care. No, ce să facem? Îți dai seama. Și păcat că încă de pe vremea romanilor se exploatează de aici. Da, da, da. Uite, pe acolo se poate. Fain. Hai, Liană! Mamă, da. Chiar că e piatră din aia. Deci Ceaușescu de aici a dus toată piatra. Nu știu dacă chiar toată. Da, da, da. Blocurile de piatră, îți dai seama. Da, eu știu că cele decorative de pe Palatul Parlamentului sau de pe casă. Da, s-au dus de aici. N-am ușuit, asta e tăiată. Aici, din câte știu, au încercat să taie, dar nu prea au reușit. Adică... A? E prea tare? Da, prea mare, prea tare. Aia e cea mai faină piatră din zona asta. Cea mai albă, cea mai curată. Nu, doamnă, care filme porno? Ne-o spart, bătrâna. Acolo sunt mercișorii și scoicile sedimentate. Unde se duce? Liniștit că nu se încântuie nimic aici. Nu e problema, ia asta-i. Hau, hau! Că-s rebuturi. Aha. Cum mor tot tăia. Uite, interesant, au crescut brazi din piatră. Aici și acolo. Pe asta le place la braz, piatra, da. La rădăcini. Țiți! Știi ce? De ce stai bună? Dar stați până vine să exploateze, că nu se poate. Trebuie să vă taie punguri mari. Păi nu mare, o criptă numai. O criptă, dar nu poate până taie ei piatră. Nu poate de trei persoane, eu, muierea și veverița. Dar câte acum trebuie să... La veveriță mai mică, așa. Au, încă o dată că era pe pauză. Deci... Alex Soporan. Și Bianca Soporan. Nică Bianca o cheamă. Ai, era și pe pauză. Numai pe pauză mă cunoști. Hai, să nu-mi pare rău de dumneavoastră. Așa? Două secunde, lasă să nu-ți pară rău. Nică nu vă... Și șmecher ați rămas. Da, eu tot... Din televiziune te suntem șmecher. Da? Ce ai zis? Ia uite ce șmecher e ăsta. Nu-i dă par la copil să o iei pe aia. Nu mi-a plăcut ceva la dumneavoastră, dar acum îmi place. Să văd ce nu v-a plăcut. Nu tot cu dinte. Are lănțișor, nu știu ce. Și vine fără dinți la televiziune. Nu, doamne, eu aveam dinți transparenți așa acum, dacă mă duc serios, nu? Aca, aca. Da. Matematică, facultate de matematică, tare de tot. Și tu? Eu la școală încă. Da. Deci mai avem încă un clip.
care i-am promis că îi dăm drumul peste 5 ani. Bun. Te salut. Bine. Și te mai așteptăm. Vă pupă, tata, mersi. Serus. Ciao. 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 Na, doamnă. Numai bine și îmi pare bine că v-am cunoscut. Când mai viu pe aici să nu mai sar pe mine, să mă amenință din ele. Te rog frumos. Eu te-am angajat aici. Deci, auzi, te-ai gândit vreodată că eu pot să mă întâlnesc cu dumneavoastră? Pot să pic jos, să pățesc ceva? Na, deschid. Pe la amenințările care mi le-ai făcut. Ce amenințări, domnule? Hai, doamnă, să fim serios. M-ai întrebat de unde mi-e pistolul? Da? Am ceva? Ce am venit? Lume vecină, mai știi lumea. Uite, am de-asta de socă. Ia, soc? Da, face socată. Bun, bun, bun. Bun, să aveți o zi bună. Salut, salut. Și dumneavoastră le trăiți, numai bine. Ăștia și-au făcut drum în cața și Dumnezeu autoban. Nici e că s-au făcut. Fii atent acolo în cața și... E în lemn. Fă-o poză, Bot. Privat?
uita stărâni de fotbal. Uita stărâni de fotbal. Dar ce e aici? Au venit ăștia la mănăstire să roagă, intră înăuntru. A? Da. Și crede că a venit să mă rog. Grei ăștia. A? Ce face? Grei ăștia bot. Ei. Să vom aici, alții. Aca, aca, țiții. Hai că n-am venit să stăm aici, că aici dăm de neamurile lui Bobocioia. Dă-mi de neamul la lui Bohocioia, mătușile ei. Doamne ferește apără. Dă-i seama? Dă-mi o cârpă. Ce cârpă să-ți dau? Dă să șterg cârpă de caruri. De... Na, că... Doamne, ai bota, mă, lăsă-mi o ei. Și-am căsit, tu ești Bobocioaie să mori dacă nu. Vă salut! Face, am crezut că e restaurant, păi. Nu, că e mănăstire. E mănăstire? Dar fain, nu-ți no. pare rău, parcă și du-te. Doamne, ajută! Ce face dedu? Dedu, îi pățiți. Lobă, cum îi? E bine, hai scoate telefonul să fac o poză așa în ea. Stai. Bagă, taci! Taci! Minut, mă, ăsta nu știe, mă. Vezi, încă a fost și s-a rugat. Dă-i avans. El nu știe cu cine ești tu. Corect. Dar eu știu cine ești. Foto. Dă-i, camera. Întorci în camera. Atât. Da, o secundă să știu. Șterge-ți la camera. Iuă! Eleganță, de aici e bine, e tata Neța, de la Mureș, nu? Serus. E tata, Doamne ajută. Nicâtă, dar ce apă duce ăia, tămăduitori? Și în oală, sarmale? Tu ce vrei. Dar cum să nu? Nu știu, bot, de ce le țin aici. Înțelegi tu? Da. Ia uitați aici, stă-mi acolo. Nicu, dă-te la o parte, te rog. Dar unde s-a dus muierea? Măi, oamenii îmi caut muierea și nu-mi găsesc muierea. Nu uitați, frumusețe! Era în roată pe aici. Unde umbli? Unde umbli gât că te caut de două ore? Umbli pe preoț. Tu l-ai, Doamne, auzi rațele cum fac? Ho! Ce mă pace! Eu mă călugăresc mâncavaș. Fraților, Nelson să călugărește, mă, cavaș, Dumnezeu să vină. N-ai văzut așa ceva. De-aia trăiesc preoții ăștia câte 800 de ani. De-aia trăiesc 800 de ani. Ni. Hop. Uitați. Deci trăiești 100 de ani fără să ai probleme pe aici.
Ni, mândreță. Uitați-vă. N-am curat să intru în biserică, că știți cum e situația. Intru în biserică, mă condamnă. Ramu, cum am proces... Yo. Fui de capul și de zilele mele. Nu. Ia. Mă fii atent. Și să ai șur din ăsta cu apă. Uitați-vă. Uitați-vă, mâncava. Și acolo, Ania, numai să stai. Leana, adă și pune pe masă. Și acolo să stau și să mânc. Nu uitați. Trebuie bani să faci așa ceva. Ni. Artezianii pompă una alta. Las că e bine. Hm? Ai de capul meu. Ai de capul și iezelele mele. Uitați-vă. Știi la cine îi plăcea dintre tăți ceva? Dintre tăți prietenii mei care i-am eu. Atât pe YouTube cât și pe Nalchepăr. Știi la cine? La Ion de la Năsăud. Ioane Chețuc. Mi. Ion de la Năsăud. Chețuc Ioane, alo, să ne înțelegem. Miau. Ia, Ioane. Înțelegi tu? Uită-te și casă. Așa ceva. Și neintrare. Boierească. Uite. Na. Pe aici poți să tor filme albă ca zăpada. Poți să tor filme. Ai ațipit? Salut, salut. Ce faci pe aici? Părin, da, cu părință? Da, vă știu. Da? De unde ești? Din Brașov. Brașov? Pupă tata, salută copiii. Așa, te pup. Da. Cu părință? Ești pe aici, așa-i? Da. Bine, prietene. Te salut. Salutări la colegii tăi de clasă. Ceau, ceau. Da. Ia. Vedeți, mă? Asta-i mândreță, mă. Asta-i țara noastră frumoasă, mă. Asta-i țara noastră frumoasă. Eu m-am rugat deja. Doamne ajută la tăți săracii. Doamne ajută la tăți oamenii bolnavi. Doamne ajută la tăți oamenii cu năcazuri. Doamne ajută la tăți oamenii care nu sunt însurați să se însoare. Și la toate femeile care nu sunt măritate să se mărite. Vă pupă, tata. Uite, aia ce face? Uite, și pe acolo trebuie să merg. Văzut? Ia uite-te. Ce căsau ăștia aici, un cațaș, Dumnezeu să-ți... Vai de capul și de zâmbile mele.
Dar toamna când s-adună vântul unde mai ales. Ia să vă să mă ghiciți, dar lume, lume, eu. Dar nu-i vorba de iarba aici, dar lume, mai ales. Dar e vorba de vântul vânt, dar lume. Dar tatea când la buzunare, prost, dar lume. Dar voi ați crezut că ați strâmpânt, dar lume. Dar tata mea remintea la bătrân, dar lume. Nimeni țigănie mâncava, aștept să-ți plecați care încotro, munte, mare, șez, câmpie, mâncava și Dumnezeu să vi-l mânc. Numai eu sunt pe acasă, după cum vedeți, ni și dubile, ăștia care marfă de transport. Alo, să ne înțelegem, e cu durgheață. Fiți atenți, de pe Timișoara mâncava și Dumnezeu să vi-l mânc. Peștile e agresat pe undeva pe la mare. Peștile e la mare, fraților. Da, plecăm și noi cu mama consumă cox, cox de ăla bun. L-a băgat în chemniță, dă-mi bine, aia bolânzească, înțelegeți, hau. Mâncava-ș, mâncava-ș Dumnezeu și acum welcome acasă. Serus, dar ce s-a întâmplat? Dincolo, nu-i gravă situația. Welcome. Welcome acasă. Mi, Petra e bandit, stă după perdea. Am welcome-it acasă, mă, welcome. Am welcome-it acasă. How? Mi, ce mărg ăștia? Numai bine vecinii, Doamne ajută. Faia e, viu de la plimbare. Petrică, e după perdea, e bandit. E după perdea, Petrică. Ai Petrică, e domnul. Nu iasă, Petra. Nu iasă, dar aici la parter nu stă nimeni. La parter aici nu stă nimeni. A. Vând eu apartamentul meu. Vând eu apartamentul meu. Mă mut, nu mai rezist aici între locatarii ăștia. Vezi că acolo cumpăra niște tineri deasupra. Mă să vezi ce ți-a bocănit tătă ziua. Așa e la bloc. Așa e la bloc. Vezi cum zice așa e la bloc. A? Nu mă mai duc, că-s hoț și vagabonz. E ca compostorul, eram vecine. De la mine trebuie să-i neamu, de când vin copii. Unde, acolo stă unde stă Nelson. La cinize, da, da, da. Cum vin tobe. Da, da. Da. Dar de multe ori vreau să te vadă, eu n-am îndrăznit. Namu, când a venit, bate la ușă. Când a venit, bate liniștit. Sănătate. Numai bine. Nu mai rezist cu locatarii ăștia, mă mut de aici. Ni, trebuie să sun, niște nu mai e cu mine. Trebuie să-mi sun pe interfoane, săracilor. Doamne ajută. Păi ți-au leșinat mâncava, numai rece-i trebuie. Nu mă rea ce-i trebuie la scornoiața mea. Ia uitați-o. Nu mă la răceană-i trebuie. Du-te, mă, să mi-i sărut. Du-te, șăță, fătă gura, mătii.
Du-te și mie că șarută eu tăte, ia și castraveti, că-ți face bine, vitamina A, apă, una alta. Vrei să te bag la frigida să-ți revii, bășâna mea? Că ce-o să mea? Chișelcosa mea, bagă mare.